Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Mergând cu vacile am început să studiez Biblia. Nu, familia nu mi-a fost alături. O altă parte a ta, un lucru pe care nu l-ai mai spus niciodată. Poate vei fi judecată de azi înainte? Când ori auzit că eu vreau să fac botezul, întrebarea asta o primeam foarte des. Ai nebunit? Cred că cel mai fain a fost când eu personal l-am cunoscut pe Dumnezeu. Tata a plecat când noi eram destul de mari. Cu noi era destul de rece. Îl iubesc la fel ca pe mama, pentru că datorită lor, noi existăm, nu? Bună seara, sunt Antonia Fudulu, bine v-am regăsit la o nouă ediție Spunem Cum. Este cunoscută și îndrăgită în mediul online datorită frumuseții și simplității ei. În urmă cu doar câteva săptămâni ne-am cunoscut întâmplător la un eveniment din București. Sunt absolut sigură că mulți dintre voi o cunoașteți, dar nu în totalitate. Astă seară și-a propus să dezvăluie câteva lucruri în exclusivitate aici la Spunem Cum. Așadar, de această dată, pe fotoliul invitatului se află Ileana Sterp. Haideți să-i aflăm povestea împreună! De fiecare dată când o vedeam pe YouTube sau Instagram, îmi spuneam, Doamne, câtă frumusețe a pus Dumnezeu în această femeie. Dar vă mărturisesc că după ce am cunoscut-o personal, pe lângă frumusețea exterioară, Ileana m-a șocat prin simplitatea și felul ei de a fi. Bună seara, draga mea, îți mulțumesc că ești aici. Bună, Antonia. Mă emoționez cu astfel de descriere, mulțumesc frumos. Și eu mă bucur foarte mult că sunt aici. Meriți din plin această descriere și nu cred că am fost suficient de inspirată ca să o fac așa pe măsura în care meriți. Vreau să menționăm și să le spunem celor de acasă că tu ai venit special pentru acest interviu în București și îți sunt recunoscătoare. Ești și însărcinată, știu că nu a fost ușor, dar îți mulțumesc din tot sufletul. Cu tot dragul. A venit de drag. Draga mea, astăzi ne vom emoționa, ne vom aminti, dar cu siguranță vom și motiva oamenii de acasă. Sunt foarte multe persoane care te cunosc și astăzi te vor descoperi în totalitate pentru că sunt lucruri pe care nu le știu despre tine. Și acum vreau să te întreb, de ce ai ales să faci asta aici, la Spunem Cum? Nu știu de ce nu am făcut-o până acum. Am tot stat să mă gândesc de ce nu am vorbit despre anumite lucruri în online niciodată. Probabil de teama asta a judecății oamenilor. Știi că noi ca oameni suntem tentați să judecăm mult alegerile celorlalți și probabil asta m-am împiedicat. Am simțit că aici trebuie, am simțit, pur și simplu. Ok, îți mulțumim pentru asta. Până să ajungem acolo, îmi doresc foarte mult să o luăm cu începutul. Ești mamă astăzi, ai o fetiță superbă acasă și un îngeraș pe cale să se nască. Povestește-ne cum este să fii mamă. Divin. Aș spune divin. Cred că o femeie nu cunoaște fericirea absolută până când nu devine mamă. Eu nu știu să fi fost mai fericită vreodată până să devin mamă. Copiii sunt o mare binecuvântare și ne aduc nouă părinților împlinirea aia de totală de care avem nevoie. E frumos, e foarte frumos. Într-adevăr, se schimbă multe lucruri. E și destul de greu, dar frumusețea acoperă tot greul ăla. Nu mai știi că e greu la cât de fain e. Mi-am dorit tare mult să ajungem la capitolul copilărie, pentru că tu știi foarte bine că de acolo ne formăm ca oameni. Iar felul tău de a fi, voi accentua foarte mult asta astăzi, pentru că îmi place foarte mult de tine ca om. Oamenii, e suficient să stai în jurul Ilienei Sterp ca să devii un om mai bun. Prin simplitate, prin frumusețe și acum știu că a contat foarte mult creșterea ta, încă de micuță. A avut mama ta un secret anume? Cred că tocmai asta e, că nu a avut un secret și nu
nu s-a chinuit foarte tare. Mai spuneam eu că cred cu tărie că mama ne-a crescut prin exemplu ei. Adică noi am crescut așa frumos. Da, am crescut frumos văzând exemplu ei de zi cu zi. Cred că degeaba încercăm să ne educăm copiii verbal dacă exemplul nostru nu este unul bun ca cel pe care îl și spunem. Mama cam așa ne-a crescut. Nu cred că a pus foarte mare accent pe o educație verbală, dar exemplul ei pentru noi a fost de ajuns. Prin trăirea ei și prin comportamentul ei de zi cu zi. Da, exact, exact. Și educația verbală a avut un rol foarte important, în special la noi, la fete, la mine și la sora mea. Sunt foarte mândră că mama a discutat cu noi subiecte pe care poate multe mame nu le discută cu fetele și cred că e greșit. Sunt foarte mândră că am avut și o tinerețe și o adolescență faină, fără desfrânări, fără lucruri rușinoase de care acum să-mi fie rușine și îi sunt recunoscătoare toată viața. Eu pe mama ta o urmăresc, mi este foarte, foarte dragă și o salut și o îmbrățișez cu toată căldura. O văd așa, ea transmite mereu acea bunătate, principii sănătoase prin tot ce scoate pe gură. Măi copii, trebuie să fim bine, că Dumnezeu e sus, că Dumnezeu ne vede. Adică nu trebuie să frecventezi o biserică săptămânal sau zilnic ca să fii un om credincios. Și pur și simplu prin simpla trăire, nu? Exact. Mama nu e o femeie bisericoasă, pot să zic că nu merge deloc la biserică. Deloc. Noi nici n-am fost crescuți cu obiceiul de a merge la biserică, dar în schimb... Nu ne-a lipsit rugăciunea și mama mereu ne spunea despre Dumnezeu. Și țin minte când eram mai mici, ne strângeam cu toți într-o cameră și mama ne punea pe rând să citim fiecare ceva din Biblie și apoi ne rugam cu toții. Și cred că mai presus de a merge în sine la biserică, să-ți creezi o relație cu Dumnezeu, că din păcate se întâmplă să te duci la biserică și să fii poate cu gândul altundeva sau nu știu. Eu nu consider că e greșit cum procedează ea, că nu frecventează o biserică, dar sufletul ei e aproape de Dumnezeu și asta e mai presus de orice. Sunt de acord și confirm ceea ce spui. Din alte aspecte, privind copilăria ta, ai fost un copil răsfățat? Ai fost acea fetiță înconjurată de păpuși roz și plușuri? Nu, noi toți patru frații nu am fost deloc răsfățați. Din contră, am fost puși la muncă, am fost... Chiar țin minte că mergeam cu mama în oraș și ne spunea de când plecam de acasă să nu vă aud că vă trebuie jucăria cu tare XY. Nu, noi n-am avut jucării, dar am avut animale, am crescut cu animalele și probabil pentru noi animăluțele, mielușei, viței, purcei, că avem numai poze cu animale mici. Adevărate, reale. Adevărate, exact. Probabil... Astea au fost jucăriile pentru noi. Nu am fost niște copii răsfățați, deloc. Am fost treziți de dimineață, puși la multă muncă, la animale. Cam așa am crescut, la animale, la munca asta de câmp, la fân. Țin minte că copiii din sat erau la râu acolo, făceau baie și era multă lume. Tot satul adunat acolo și mi-era ciudă. Dar eu, de ce trebuie să plec cu vacile sau de ce trebuie să... merg la fân. Eram așa revoltată pe chestia asta, dar și îți mai mărturisesc că mai râdeau de noi copiii la școală, că uite, ciobanul, ciobănița, că mama ne dădea iarna ciorap de lână la școală și eu îi dădeam jos în microbus, că mi-era rușine pentru că râdeau copiii la școală de noi. Dar acum atât de mult mă mândresc cu creșterea asta, toată copilăria, cu tot ce a fost, de aș fi avut atunci în mintea de acum. Iliana, care a fost cea mai frumoasă parte a copilăriei tale?
cred că toată copilăria în sine a fost faină. Aș spune că de mică cum ți-am spus, nu ni s-a vorbit foarte mult despre Dumnezeu sau despre mersul la biserică, importanța mersului la biserică. Cred că cel mai fain a fost când eu personal l-am cunoscut pe Dumnezeu. Când m-am întâlnit cu El. Când eu și cei trei frați ai mei am început să frecventăm Biserica Pentecostală. Nu ne-am simțit atrași pur și simplu de Biserica Ortodoxă și e absolut normal să frecventezi o biserică unde îl simți pe Dumnezeu acolo, prezent. Și bine, noi de mici am început să mergem pur și simplu că mi se dădeau napolitane acolo sau cântam sau aveam alte... Dar în timp eu am devenit foarte curioasă de tot ce se întâmpla acolo și mi-am dorit foarte mult să cunosc Biblia, să văd de ce lucrul cu tare e așa, de ce mereu întrebam și ortodox și așa mai întreb și cruce, ok, îți faci cruce, dar de ce ți-o faci? Eu cred că toate lucrurile astea trebuiesc să aibă o logică, și o explicație și eu nu zic că e ceva greșit, doar că trebuie să știm de ce. E foarte ușor să creștem într-o familie, să știm că așa trebuie, dar să nu ne intereseze niciodată de ce. Eu am fost foarte interesată și pe lângă educația faină pe care am primit-o de la mama, faptul că am început să merg la biserică, asta m-a ajutat și mai tare să am o copilărie faină și o adolescență faină. Ai fost atrasă de mică, căutai de mică explicații și uite că ai găsit. Deci, crezi că Dumnezeu se lasă mai mult sau mai puțin descoperit într-o anume biserică? Sau într-un anume loc? Eu cred că Dumnezeu se lasă descoperit în totalitate de către oricine, de către oricine îl caută. Că de fapt aici, e secretul. Noi să-L căutăm și noi să fim deschiși, căci El e același pentru toată lumea. Țin minte că mergeam cu vacile și aveam o Biblie, o am și în ziua de astăzi, toată însemnată și îmi plăcea să însemnez tot ce citeam eu, ce mi se părea mai de spus și altora. Și țin minte că mergând cu vacile am început să studiez Biblia. Și eu și sora mea. Ea cred că a citit-o deja de 3 ori toată Biblia. Da. Adevărat ce ai spus mai devreme, trebuie să cauți. Tu l-ai căutat pe Dumnezeu, l-ai găsit și ai decis să faci marele pas de a te boteza. Da. Și acum povestește-ne puțin etapa aceea. Familia ți-a fost aproape, au fost de acord cu alegerea pe care ai făcut-o? Ți-am zis că noi am început să mergem toți 4 la biserică și părinții nu aveau nimic împotriva noastră, deci mă gândeam eu că și dacă voi lua decizia să fac botezul, mă gândeam că nici așa nu o să se împotrivească. Nu a fost chiar așa. Ce s-a întâmplat? Tata, el pot să zic că nu știu dacă crede în ceva. Nu știu, el e așa, imun la tot ce înseamnă Dumnezeu, nu ne vorbi niciodată, nu cred că e un om credincios. Te întrerup puțin, ai spus nu cred, nu sunt sigură pentru că n-ai avut o discuție serioasă pe tema aceasta cu el? Nu am avut niciodată o discuție serioasă, exact cum zici, serioasă, să-l întreb, crezi sau nu crezi? În schimb, mi s-a confirmat de multe ori că nu crede. El făcea tot felul de glume proaste pe tema lui Dumnezeu sau... De asta, nu știu sigur dacă... Nu pot să-l numesc ateu, dar... Te deranja văzându-l așa? Da, mă deranja. Te afecta? Da, pentru că
Ți-am zis, mama ne-a dat educația asta și ne vorbea despre Dumnezeu în sensul bun și fain și el dărâma cumva chestiile astea, dar nu m-a afectat în așa fel încât să nu-l mai caut pe Dumnezeu sau să devin dezinteresată. Asta e bine. Dimpotrivă, ai devenit interesată. Dimpotrivă. El a fost atunci când eu am decis să fac botezul, a fost destul de imun. Nu... Dar cumva zicea, stai un pic, cum adică faci ce vrei tu? Eu aveam deja 18 ani împliniți. Da, el nu s-a împotrivit foarte tare. În schimb, mama, la care nu mă așteptam, sincer, bine, a fost așa influențată de surori, de ale ei, de neamuri, vai. Nu știu de ce lumea privește lucrul ăsta ca pe un lucru rău. Majoritatea ortodoxilor, când au auzit că eu vreau să fac botezul, întrebarea asta o primeam foarte des. Ai nebunit? Știi? Lumea te întreabă, ai nebunit? Ca și când le spui că faci ceva rău. Totuși, stai că nu se întâmplă nimic. E o alegere grav. Mea. Da. Nu, familia nu mi-a fost alături. Cred că singura sora mea care a participat la botez și ea undeva așa departe încât să nu văd. Botezul a avut parte la un râu. Or fost multe încercări înainte de botez. Mama a plecat de acasă, o soră de ei a zis, trebuie să-i dai o lecție, că nu face ea ce vrea așa pur și simplu. Și a luat-o câteva zile așa într-un loc unde să se relaxeze ea cu o soră de ei. Și în zilele astea mama nu ne-a dat niciun semn, noi nu știam de ea unde îi, mă simțeam foarte vinovată. Asta am și vrut să spun, dacă pentru ea a fost, nu știu, un test pentru tine, o lecție pentru, sau o relaxare pentru ea, pentru tine cred că a fost crunt. Da, era crunt pentru că, ok, trecuse ziua botezului, care a fost magică și pot să zic că a fost și îi cel mai bun lucru pe care eu l-am făcut până în prezent. Și nu regret nicio secundă și n-am regretat niciodată. Dar ziua următoare mă simțeam atât de vinovată că erau atât de multe treburi de făcut acasă pe care mama le făcea și mă simțeam foarte vinovată față de frații mei, că ei mă priveau pe mine cumva vinovată de ceea ce se întâmplase. Nu știu, cred că a doua sau a treia zi am aflat că unde-i mama și ne-am dus noi după ea. Dar mi-a zis ulterior, zice, da, eu nici n-am vrut să plec de fapt, da, ce sora mea, ea m-a chemat și zic, cu ocazia asta am zis, da, trebuie să-ți dau o lecție. Eu recunosc că am fost, dacă pot să mă descriu așa, cuvântul ăsta mai rebel. Sora mea foarte tare seamănă pe mama și orice zicea mama și cum să se îmbrace, ea exact ca mama făcea. Eu am fost un pic mai rebelă. Mai luam decizii așa de capul meu. Unele mai bune, altele mai proaste. Te stai. Da, da, exact. La fel și cu botezul. Au fost multe împotriviri înainte, dar nu m-a făcut nimic să dau înapoi. Și cum v-a fost, ați avut o discuție după ce ai făcut acest pas, după ce ea s-a întors acasă, cum s-au reglat lucrurile? Da, de obicei în familia noastră lucrurile se reglează foarte repede. Orice se întâmplă, orice lucru mai grav sau mai puțin grav se întâmplă, noi trecem foarte repede peste el. Da, discutăm, foarte deschis. Discutăm unii cu alții și nu mai țin minte exact. Cu siguranță am avut o discuție și i-am explicat ceea ce simt eu și că asta mă face pe mine fericită și asta mă împlinește pe mine pe plan spiritual și i-am înțeles, nici nu mai pomenit ulterior de Nu sunt mamă, dar pot să o înțeleg. Nu știu cât vrei să ne povestești despre tatăl tău. Știu că figura paternă a cam lipsit din familia voastră și ea s-a simțit nevoită să ia locul lui, să fie și mamă și tată în același timp. Și probabil că părinții care rămân singuri în creșterea și în educarea copiilor
din grija excesivă pe care o au față de copii, uneori reacționează greșit sau iau decizii nu tocmai potrivite. Povestește-ne despre tatăl tău. Cât simți nevoia? Da, ai mare dreptate. Iau că am trebuit să facă și pe mama și pe tata, pentru că ei ne-au crescut împreună. Mama și tata ne-au crescut împreună. Tata a plecat când noi eram destul de mari, adică acum aproximativ 10 ani. N-a plecat când eram mici, dar el și când era acasă, noi n-am avut niciodată o relație foarte apropiată. Sau nici nu știu cum să descriu. Nu că apropierea aceasta ar fi depins de niște copii până la urmă, nu? Da, 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 exact. Tata e un om, sau cel puțin cu noi, era destul de rece. Nu ne întreba niciodată ce mai facem sau cum e la școală. Ba, din potrivă, ne zicea, lăsați un amar de școală, ce tot trebuie să mergeți data la școală. Ne descuraja. Nu pot să zic că nu ne-a iubit. În felul lui. Cu siguranță ne-a iubit și ne iubește în continuare. Doar că nu a știut niciodată să ne arate lucrul ăsta sau nu a vrut să-l arate, nu știu. El nici mamei mele nu i-a arătat afecțiune, deloc. Nu i-a spus niciodată te iubesc sau... Eu nu l-am văzut niciodată să o ia în brațe. Știi, lucruri de-astea mărunte, dar... Care contează. Care contează atât de mult. Eu chiar mă tot gândesc că noi așa suntem opusul lui la lucrurile astea. Exact. Noi toți patru și chiar și mama suntem opusul lui total, total, total. Și mă bucur. El e un om bun. E un om foarte bun, pot să zic, dar cred că refuză să-și arate partea asta, bunătatea. Cred că mulți bărbați au așa un orgoliu sau nu știu cum să-l numesc și... Sau probabil există un blocaj și nu poate trece probabil, de acel blocaj. Da, probabil. Și simte nevoia să-și arate partea dură. Mm-hmm. Da, exact, exact. Am avut o copilărie faină cu toții, cum ți-am și spus, am crescut cu animale, muncă. Din păcate, el a luat decizia ulterior să plece. Nu știu, părinții mei sunt niște oameni foarte diferiți, dar foarte, foarte diferiți. Eu mă mir că au reușit totuși să stea atât de mult împreună și să facă 4 copii. Nu știu. De care trebuie să fie mândri. Da, dar... Chiar îi spuneam și mamei la un moment dat, la cât de diferiți sunteți, nu știu cum ați reușit. Și ea ce îți răspunde? Ea îmi răspunde că ea l-a iubit din toată inima, l-a cunoscut la 17 ani, numai pe el l-a cunoscut, nu a cunoscut niciun bărbat, nici înainte, nici după. El, soțul ei, singurul soțul, că ei nici măcar nu s-au căsătorit. Ok, deci nu sunt... Deci au stat pur și simplu, ea în continuare se numește Gutiu, nu și-o schimba numele niciodată și noi am luat toți numele tatălui, Sterb. Și eu cred că din cauza diferenței astea mari de gândire, ei până la urmă s-au separat. Că nu poți cât poți, dar nu, cred că nu se poate la infinit să stai. Mama ta este și o femeie extrem de puternică, asumându-și foarte multe lucruri pe care în mod normal le rezolvă un bărbat. Da. Da. E foarte bărbătoasă. Sora mea, Geta, îi seamănă foarte mult. E foarte bărbătoasă, mama. Cred că și viața a făcut-o să fie așa. A întâmpinat multe probleme. Sunt sigură că fiecare om, fiecare femeie, fiecare bărbat are povestea lui, dar mama are o poveste. Mai tot vorbesc cu ea și zic, mamă, cât treci pe pământul ăsta, trebuie neapărat să scrii o carte. Sau să vină la Spunem Cum, o da. Așteptăm cu mare drag. Da. Invitația este făcută oficial chiar în acest moment. Are o poveste foarte interesantă și dureroasă de multe ori. Dar vezi tu, în ciuda poveștii ei, este o femeie
foarte echilibrată, foarte cu niște principii cum rar mi-a dat să văd în ziua de azi. Vă ține uniți, adică vă urmăresc, pentru că ți-am spus, îmi sunteți foarte dragi și când vă văd așa cum vă întâlniți cu familia și scumpa mea și draga mea și vai, se simte iubirea pe care vă purtați unii altora și asta se datorează mare parte mamei tale. Da, da, 100% se datorează ei. Vreau să spun că ea ca femeie are în ea, și asta ne-o transmis și nouă, unitatea asta și ea zicea mereu că nu contează ce se întâmplă între tine și soț, nu ai voie să divorțezi sau să te desparți. Zice, Dumnezeu îți dă soțul tău, soția ta, nu-ți dă soții tăi, soțiile tale. Adică ea zice, cum adică, cum vine asta? Adică divorțezi la orice lucru mărunt și apoi gata, mă căsătoresc cu altcineva. Deci ea nu percepe. Exact cum ai spus, are niște principii sănătoase și de la care nu se clintește deloc, da. deloc. Mm-hmm. Și... dovada faptului că, uite, ea, chiar dacă tatăl tău a ales să plece, ea a rămas singură. Da, și nici în discuție nu o a dus vreodată să-și refacă viața sau nu. Exclus așa ceva. Iliana, uite, dacă poate au fost lucruri în sufletul tău pe care le-ai fi spus tatălui tău și nu ai putut, pentru că cu siguranță există niște bariere între voi. Ai vrea să-i le transmiți astăzi în cazul în care va urmări acest interviu? Desigur. Mă gândeam, cum ți-am spus și ție, că el nu i-a spus niciodată mamei te iubesc, dar nici nouă. Și atunci nici noi n-am făcut asta. Cu toate că noi, între noi, noi frații și mama, ne spunem foarte des te iubesc. Dar lui nu i-am spus niciodată. Și mă gândeam în ultimul timp că m-am obișnuit cu lipsa lui. Acum am familia mea și aș minți să spun că îmi lipsește. Dar poate mi-ar fi drag să ne mai întâlnim din când în când sau măcar să păstrăm, că noi nu păstrăm legătura deloc. Măcar să păstrăm o legătură așa, din când în când, să ne mai sunăm, să ne mai întrebăm ce mai faci. Da, aș vrea să-i spun că îl iubesc și... Ce frumos! Cam atât. Îl iubesc la fel ca pe mama, pentru că... datorită lor, noi existăm, nu? Așa este. Sunt sigură că ai spus mai devreme că nu-i simți lipsa, dar eu cred că îți dorești din suflet să îți sune telefonul și să vezi că e tata, nu? Da. În trecut chiar am suferit pe tema asta pentru că văzând colegi la școală, colegi care erau sunați de către tați sau așteptați la școală sau lucrurile astea mi-au lipsit cumva. Dar știe Dumnezeu de ce. Așa este. Mi-ai spus data trecută când ne-am cunoscut de fapt că soțul tău este un om extraordinar și ai vorbit atât de frumos despre el. Și vreau să te întreb dacă ai învățat lucruri de la soțul tău pe care, de fapt, și în mod normal, ar fi trebuit să le înveți de la tatăl tău. Da. Am învățat că un bărbat poate să fie mai sensibil decât mi-aș fi putut eu imagina. Și că arătând lucrul ăsta, nu știu, nu știu, soțul meu îmi dă lecții de bunătate zilnic. E un om atât de sensibil și de bun, încât eu nu mă gândeam că există bărbați așa.
crescând cu tatăl meu, care ți-am zis, așa un om mai dur. Asta cred că, comparația asta cumva pot să o fac între ei. Și nu știu, și mă uit la Dani, câtă iubire îi arată Carlei și exact. cât îi arată, că nu zic că și taică mă poate simțea, dar nu arăta. E foarte important să arătăm ceea ce simțim, ce avem în suflet. Că altfel cum să știe persoana de lângă noi? Uite, ți-a lipsit dragostea paternă. Cel puțin nu a exteriorizat față de voi asta. La un moment dat, nu ai fost tentată să devii o adolescentă rebelă, să te revolți cumva, pentru că în ziua de azi, când copiilor nu li se oferă dragoste și afecțiune și atenție, ei devin rebeli. Tu nu ai fost tentată să faci asta? Nu știu dacă am avut tendința, nu știu dacă am avut sau nu în adolescență. Cert e că nu am devenit o tânără rebelă, dar cred că mama ne-a ținut în frâu destul de bine. Dar cum ne-a ținut în frâu? Că și asta e interesant. Ea nu ne interzicea nimic. A, vrei să mergi la discotecă? Du-te. Cu limită, dar vrei să te duci în cutare loc? A fost foarte permisivă cu noi. Dar în același timp ne spunea tot timpul înainte să plecăm de acasă, avea o lecție pe care ne-o dădea tot timpul și eu cred că vocea asta a ei era tot timpul în capul nostru și asta nu ne-a lăsat să o dezamăgim pe ea și pe noi în același timp. Ca orice tânăr, cred că am mai făcut și noi gafe, prostii, dar nu foarte mari. Nu lucruri pe care să le regret în ziua de astăzi. A mers pe principiul, uite, asta este calea bună, tu faci ce vrei, da. Dar eu îmi fac datoria de părinte față de tine, foarte echilibrată mama ta și înțeleaptă. Da. Deci o femeie foarte, foarte înțeleaptă. Așa cum spuneam la începutul interviului, ești urmărită de sute de mii de oameni. Ești îndrăgită de acești oameni și astăzi au aflat o altă parte a ta, un lucru pe care nu l-ai mai spus niciodată. Nu ți-e frică că poate vei fi judecată de azi înainte? M-am gândit la asta și așa am primit o încurajare foarte faină din partea unei prietene și ea mi-a spus un lucru care m-a făcut să realizez că exact așa e, cum spune ea. A spus, bravo, mă bucur că faci treaba asta, că vorbești despre ceea ce te face fericită și împlinită, nu-i deloc greșit. Și atunci mi-am dat seama că noi oamenii suntem diferiți, foarte normal să fie așa. Și ne fac fericiți diferite lucruri. Pe mine mă face fericită și m-a făcut fericită de-a lungul timpului mersul la Biserica Pentecostală. Dacă pe tine te face fericit mersul la Biserica Ortodoxă, e foarte bine. Dar cum spuneam și înainte, înainte de toate nu trebuie să ne lipsească relația cu Dumnezeu. Nu religia contează. Eu când l-am cunoscut pe soțul meu, eram foarte convinsă că nu o să am niciodată o relație cu un băiat mai scund decât mine și de altă religie. E, tamam, lucrurile astea două s-au întâmplat. Dani este și mai scund și Dani provine dintr-o familie de oameni ortodoxi. Și într-adevăr, la începutul relației am avut așa discuții pe tema asta și eu înțeleg orice. Îl înțeleg foarte bine că a crescut într-o familie de ortodox și cu educația respectivă. Normal. Până la un moment dat, când am luat decizia că ne despărțim, nu merge, ne-am despărțit câteva luni și în lunile astea eu mi-am dat seama că mă gândeam tot mai mult la el,
Îmi doream tot mai mult prezența lui și mi-am dat seama, atunci eu am realizat că nu religia e cea care contează. Nu religia e cea care contează. Și eu, acum sunt întrebată pe Instagram foarte des, am mesaje, nu te supăra, dar ce religie ești? Că mai distribui citate sau poate ceva din Biblie. Sau da. Și până în prezent am tot evitat să răspund întrebărilor, pentru că, sincer să spun, eu nu consider că fac parte dintr-o religie. Eu consider că... Că ești copilul lui Dumnezeu. Că-s copilul lui Dumnezeu, că am o relație faină pe care o simt zilnic, în orice secundă, și cam atât. Și că ai ales să faci parte dintr-o biserică, biserica în care tu rezonezi mai bine cu Dumnezeu. Exact. Eu în biserica pentecostală am simțit lucruri exact cum ți-am spus înainte, că un copil m-a dus pe cele mai înalte culmi ale fericirii, exact așa m-a dus pe mine această biserică. Prezența mea acolo, pur și simplu, de multe ori trăiam așa o fericire pe care nu pot să-mi o explic din nimic, pur și simplu pentru că eram acolo. Și îmi dau seama că fericirea venea de la Dumnezeu, că El era prezent acolo, în biserică. Cred că asta contează cel mai mult atunci când frecventăm o biserică, să simțim pe Dumnezeu prezent acolo. Foarte binevenită această explicație care vine din partea unei persoane din care până la un moment dat a crescut, a trăit în afara acestei biserici. Pentru că suntem catalogați sau această biserică catalogată pocăiții sau știi? Dar până la urmă mie îmi spunea tata, pentru că am avut parte de acest hate în școală și strigau după mine pocăita. Și mergeam și mă plângeam la tata pentru că mă durea. Și a zis, a, dar nu te supăra, pentru că a fi pocăit este un lucru foarte frumos. Tu ar trebui să-ți dorești și să lupți și să țintești să fii așa. Că, din păcate, nu prea suntem. Da, mi-aș dori și eu să fiu și... pocăită. Da, da. Dar uite, eu, cunoscând și oameni ortodoxi și pentecostali și învârtindu-mă cumva în cercuri, în ambele cercuri, am încercat să aflu de ce e hate-ul ăsta asupra pocăiților. Dar ei nu știu. Ei strigă după pocăiții, dar ei nu, ei, pentru că așa aud ei de la alte persoane sau... Pentru că în orice pădure există și uscături, ca în orice biserică. Și atunci ei iau un exemplu prost, un exemplu rău și generalizează și pun etichetă asupra unei biserici întregi. Din păcate, întregi, da. Uite, cel mai bun exemplu e soțul meu, care, din păcate, o cunoscut pentecostal, care nu i-or fost cel mai bun exemplu. S-au avut discuții și atunci el a pus o etichetă. Și, bine, ulterior, eu am stat de vorbă cu el și i-am explicat că nu se poate să cataloghezi o întreagă religie doar din cauza unor oameni. El a înțeles lucrul ăsta. Da, cum îți spuneam și înainte, religia cel mai puțin contează. Așa este și interfuze. Mă bucur să știu că soțul tău este ok, uite, tocmai ai spus că este un om foarte bun și chiar nu ține de religie. Suntem oameni, cu toții greșim. Important este să țintim acolo unde trebuie și să alegem calea cea bună, adică să nu facem rău conștient sau intenționat. Da, eu când am realizat că nu religia contează și că noi de fapt chiar credem în același Dumnezeu. Exact. Atunci am zis, nu, deci asta nu trebuie să existe în viața mea. Eu nu pot să-l pierd pe Dani și să pierd iubirea față de el și să pierd poate... Familia. Da, familia, da. Din cauza unor lucruri banale, aș putea spune. Ne împiedecăm de niște lucruri mărunte și uităm esențialul până la urmă.
Da, pentru el nu exista, nu exista varianta de a se boteza el în, sub nicio formă. Și atunci eu am zis, credem în același Dumnezeu, deci nimic nu ne poate împiedica să fim împreună. Și Dani, să știi că mi-a demonstrat, mi-a și demonstrat el că nu religia contează, pentru că el fiind ortodox, pot să-l numesc mai pocăit decât mulți pentecostali pe care i-am cunoscut eu. Deci de asta nu-i ok să punem etichetă doar din punctul ăsta de vedere al religiei. Nu. Așa este. Greșit. Și îți mulțumesc foarte mult pentru explicația aceasta și pentru cum vezi tu lucrurile. Poate că vei deschide și mulți alți ochi. Ce părere au, Iliana, frații tăi despre pasul pe care l-ai făcut? Vreau să-ți spun, sper să nu se supere pe mine, nu cred că o să se supere. Rugăm că frumos să nu. Și Jet au fost tentată să facă pasul acum mulți ani în urmă. Și Iancu. Geta, chiar și Iancu, amândoi, încă mai frecventează biserica. Poate nu se duc foarte des, dar din când în când se duc la rugăciune, simt seara. Nevoia. Simt nevoia, exact. Ba mai mult, Iancu acum vorbește cu o fată care provine dintr-o familie de baptiști, dacă nu mă înșel. Nu vreau să greșesc. Deci mereu am avut înclinația asta, cumva. Spre biserica pentecostală, pentru că, repet, acolo ne-am simțit noi aproape de Dumnezeu. Nu-i greșit nicicum, dar să faci ceea ce simți. Mi se pare foarte greșit că, uite, eu în meseria pe care o am, având mulți clienți, am avantajul ăsta că eu, atât timp cât lucrez, pot să povestesc cu clientul cam ce vreau eu și ce vrea el. Da. Da, el trebuie să stea acolo până când eu termin ce am de făcut. Și să știi că sunt tristă dintr-un anumit punct de vedere. De ce? Mulți tineri, clienți de-ai mei, ori, uite, se fac evangelizări la Biserica Pentecostală sau și-au fost invitați. Și-au fost o dată de două ori, s-au simțit magic. Foarte fain. Pentru că pentru cine știe, e foarte diferită slujba de la pentecostal de cea de la predica și tot programul în sine e foarte diferit de cel de la ortodoxi. Și îmi spunea o tânără la un moment dat că merge pe ascuns la biserica pentecostală, pentru că dacă ar afla părinții ei, sunt unii oameni care au niște principii de astea ortodoxe Stricte, nu se abade la ele nicicum. Dar deranjant e că ei nu știu de ce e așa. Că așa e obiceiul, că așa, că așa m-am născut, că... Și e mai comod să fie așa. E mai comod. Și mi se pare foarte trist. Să impui copiilor și să nu-i lași să aleagă ei. Până la urmă e vorba despre Dumnezeu și e vorba despre un lucru foarte bun pe care un tânăr ar putea să le aleagă în viața lui. Exact. Să aleagă să-L cunoască pe Dumnezeu, să meargă într-o biserică unde el îl simte pe Dumnezeu aproape. Nu mi se pare deloc greșit, mi se pare un lucru foarte frumos pe care tinerii din ziua de azi pot să-l facă. Cel mai frumos lucru pe care un tânăr poate să-l facă în ziua de astăzi. Mai ales în ziua de azi, când tentațiile sunt atât de mari pe partea cealaltă și totuși există tineri care încearcă să-l cunoască mai bine pe Dumnezeu. Da, și sunt opriți, ba mai mult, mulți dintre ei nici nu pomenesc părinților despre asta, pentru că știu că îi așteaptă niște consecințe foarte mari și atunci aleg să meargă așa pe ascuns. Da, asta mi se pare foarte trist și nu știu dacă sunt în măsură să dau un sfat vreunui părinte, nu sunt în măsură, dar mi s-ar părea foarte fain să-ți lași copilul să aleagă biserica unde el vrea să meargă, unde el se simte bine. Nu e un lucru rău, nu face un lucru rău, dimpotrivă. Și ai menționat mai devreme despre locul tău de muncă. Pentru cei care nu știu cu ce te ocupi, în ce domeniu activezi, ce faci? Da, eu sunt hairstylist.
după ce am terminat liceul, bine, înainte să termin liceul, eu tundeam pe toată lumea din sat, făceam coafiuri. Ai fost pasionată dintotdeauna? Da, dintotdeauna mi-a plăcut partea asta. Și după ce am terminat liceul, abia așteptam să termin, să vin la București să fac cursul ăsta de hairstylist. Mama m-a susținut din prima, deci, cu toate că situația noastră financiară nu a fost una plăcută. Țin minte că ea avea banii respectivi, țin minte, cursul costa 7.000 de lei. Mie mi se părea enorm de mult, enorm de mult. Mama avea banii pregătiți să mi dea pentru curs și întâmplarea a făcut, ca să vezi cum lucrează Dumnezeu, întâmplarea a făcut ca banii respectivi să, eu să-i primez din altă parte. Wow! Deci așa tot din familia noastră, da, mare, da? Și mi-a fost greu, mi-a fost greu aici la București. Eu, fată de la țară, venită la capitală pentru prima oară, eram așa. Dar mi-a ajutat Dumnezeu, mi-a ajutat și am terminat. Apoi am stat în București, am lucrat într-un salon aici mai bine de un an. Și apoi simțeam nevoia să mă întorc acasă. Și în timpul ăsta cât am stat la București, 2 ani am stat în total, mergeam în fiecare weekend acasă. Eu voiam, wow, să fiu cu familia mea acasă. Da. Ți-ai făcut experiența aici și te-ai întors, exact, ți-ai deschis un mic, o mică, da, afacere, da, acasă. Am deschis, nu? Un salon, apoi după ce m-am căsătorit cu Dani, am închis afacerea de la Hațeg și am deschis la Sebeș. Dar apoi am rămas însărcinată, a trebuit să mai stau pe acasă. Mai rar am fost la salon și acum deloc, pentru că urmează să nasc din nou și copiii, noi ne-am dorit, exact, foarte mult și vreau să mă ocup de ei așa cum trebuie. Nu vreau să las copiii în stânga și în dreapta și eu să mă duc la lucru, cum zicem noi, nu. Ești dedicată trup și suflet familiei, așa cum este și mama, da, ta, și te felicit pentru asta, sunteți super și foarte dragi. Mulțumesc! Să știi că mai avem de filmat cam 40 de minute. 2 minute ne-au mai rămas, nu știu dacă îți vine să crezi. Nu vine să cred. Nu-ți vine să crezi. Pentru cei care nu înțeleg noțiunea de familie, ce înseamnă pentru tine familia în câteva cuvinte și dacă ai vrea să mai spui ceva, ceva ce simți că ai vrea să spui și nu te-am întrebat, ceva ce ai vrea să completezi. Da, nu-mi vine nimic acum. Ce înseamnă noțiunea de familie? Cred că aș asocia familie cu statornicie. Cred că asta ne lipsește multora dintre noi, în special, mă repet, în ziua de azi. Mm-hmm. Când așa de ușor se ajunge la despărțire, când așa de ușor spui pa, să fim statornici. Și să ne iubim, să avem respectul acela unul față de celălalt. Răbdare. Răbdare, exact, răbdare. Șlefuire, nu? Adăuga. Șlefuire, că da, până la urmă despre asta este căsnicia. Exact, exact. Să fim răbdători unul cu altul și iubitori. Să ne arătăm asta zilnic. Zilnic. Doamne, îți mulțumesc pentru căldura pe care ai adus-o în acest platou. Eu și aș vrea să te întorci cu îmbrățișări calde pentru Carla, pentru fetița ta, din partea noastră, din partea echipei Spunem Cum. Mulțumesc tare mult! Eu îți mulțumesc din suflet că ai fost aici. Cu tot dragul! Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați stat până la final. Știu că mulți dintre voi o îndrăgiți pe Ileana și sper că v-am făcut o surpriză plăcută în această seară. Îmi doresc ca povestea ei să fie un reper al simplității și al frumosului, așa cum este ea. Eu sunt Antonia Fudulu și ca de fiecare dată vă dau întâlnire în fiecare duminică de la aceeași oră 20 cu noi povești de viață. Nu uita, dacă și tu ai o poveste din care consideri că avem de învățat, îmi poți scrie pe paginile mele de Facebook sau Instagram Antonia Fudulu. Până data viitoare vă doresc să aveți parte de zile fără griji.
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.